I am light, I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me. We are you. Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa, unde viitorul începe astăzi. Un proverb latin spune așa, Iuses ars bonie tegli, adică justiția este arta binelui și a echității. Ca să vedem dacă este așa, i-am invitat astă seară în exclusivitate alături de noi pe Felix și pe Christopher. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Bună seara, mulțumim! Bine v-am găsit și noi! Vă fac o scurtă prezentare. Felix este hunedorean, vine dintr-o familie de moți ardeleni și termină anul acesta Facultatea de Drept și totodată Facultatea de Management Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală. Christopher este din Sibiu și în el se regăsesc mai multe culturi, poloneză, maghiară și săsească, un adevărat multiculturalism la purtător, ca să spun așa, și care termină de asemenea anul acesta Facultatea de Drept. I-am invitat în studio pentru a discuta despre justiția de astăzi și de mâine la nivel de principii. Înainte însă de a le da cuvântul, vreau să vă reamintesc că ne veți găsi online pe platforma www.nasul.tv, pe secțiunea specială deschisă emisiunii pe forumul aflat pe platformă, pe Facebook, acolo unde există o pagină al cărei link îl veți găsi de asemenea în secțiunea specială a forumului. Telefoane astăzi nu avem, dar de mâine vă promitem că în mod cert vom avea. Dragilor, câteva cuvinte despre voi. Felix. După cum a spus, sunt pe cale să finalizez studiile universitare, cele două facultăți. Sigur, au fost 4 ani plini de greutăți, de examene foarte grele, dar iată că izbânda este foarte aproape. În ceea ce privește viitorul, eu sper că va fi unul strălucit, pentru că speranța moare ultima, nu? Ori dacă ne raportăm doar la realizările pe care, sigur, cu modestie vreau să le spun referitor la cele două facultăți, cred că mă îndrituie să cred ceea ce vreau și ceea ce simt. Unde ți-ai mai făcut studiile? Ai fost plecat? Ai avut bursă? Da, am avut o bursă anul trecut în Franța, în Angers, o bursă Erasmus și acolo sigur că n-a fost prima ieșire din țară. Am întâlnit studenți de vârsta mea din toată Europa, am făcut schimburi de opinii, ne-am prezentat cultura, ne-am prezentat tradițiile, ne-am prezentat crezul în legătură cu agricultura și nu numai, cu toate relațiile sociale care trebuie să intervină în societate. Dar cel mai important pentru mine a fost faptul că am reușit în timpul în care am stat acolo să pun o cărămidă la schimbarea percepției generale a europenilor față de noi, față de români. Asta e foarte frumos. Da, ne-au primit ca exponenți ai lumii a doua spre a treia și am plecat după îndelungi îmbrățișări, primind mulțumiri și vorbe frumoase, care sigur ne-au ambiționat și mai tare și ne-au făcut să credem că se poate. Totul este să vrei și să ai curajul. Am înțeles. Christopher? Christopher. Așa cum a punctat și Felix, o ieșire din țara ta este foarte valoroasă și aici nu mă refer doar la ieșirile pe plan profesional sau pe plan de studii. Mă refer la orice fel de ieșire, așa cum spunea Mihai Eminescu, orice ieșire din țară echivalează cu o facultate terminată, facultate în stilul, referindu-se la facultate de școală de viață. Și cum spunea Cantemir, orice limbă străină învățată, spune.
Orice limbă străină învățată echivalează cu facultate. Da. Bine, tot Eminescu spunea în scrisoarea a treia premisă că ce a scos din voi apusul când nimic nu e de scos. Și asta, sigur, e cu bătaie la copiii de Bangata, care merg, se distrează în străinătate, își fac studiile acolo și vin cu pretenții mari în țară, deși și dacă ar fi rămas aici tot zero, sau mă rog, de la stadiul de vițel la stadiul de vită maturată, n-ar fi fost mare distanță. E important să mergi, să afli, să cunoști, să preiei ce este bun, nu ce este rău, pentru că au și ei defecte, au și ei multe importuri. În nicio țară. Exemple? Au importuri de peste ocean. Le cunoaștem. De pe stradă. Exemple de defecte, la asta mă referam. Festuri și nebunii de astea. Ce defecte au? Alcoolismul, drogurile. Sunt generalizate, cred că pe întregul mapamont. Nu... ține de firea, de caracterul, de puterea fiecăruia de a scăpa de ele. Am înțeles. Cristofor, tu unde ai fost plecat? Am fost plecat în destul de multe țări. Aș vrea să le sublinez pe acele țări cu relevanță pe plan de studiu, pentru că asta ne interesează în această seară. În acest sens, am avut mare onoare să fiu reprezentant al României la o școală de drept internațional umanitar în Varșovia. Onoare dată și pornită în bol de la plecat de la facultatea mea, de la corpul profesoral de elită care m-a școlit și sunt recunoscător. Conducerea universității, care fără multe discuții a aprobat toată finanțarea în ceea ce privește studiile acolo pe acea perioadă. A aprobat-o pe merit. Pe merit, așa este, întrucât în acel an de studiu am avut doar note de 10, am avut bursă de merit și bursa de merit înseamnă merit. Felicitări! Vă mulțumesc! A doua ieșire a fost în Haga. A fost o ieșire mai consistentă ca și substanță, ca și experiență și ca întindere temporală a fost mai mare, unde am absolvit o școală, o specializare, să spunem, o școală de câteva luni de drept penal internațional. Deci, arată că avem un specialist deja în drept penal internațional. E mult spus specialist, dar un cunoscător de drept penal internațional în anumite limite, așa este. Școală care, la revenire în țară, m-a ajutat foarte mult și astfel am avut un alt prilej de a deveni asistent de procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub formă de practică, și să văd în spatele culisei, cum se spune, sau nu doar din cărți, ci și din practică. Asta e perfect. Dacă îmi permiți, aș face o completare la ceea ce ai spus legat de viitorul începe azi. Cred că viitorul începe ieri, cu ghilimelele de rigoare. Da. Cu mine, cu el, cu tine, cu noi toți de aici, cu cei de din afară și cu toată societatea românească. Pentru că doar uniți fiind vom putea renaște spiritul care ne-a caracterizat strămoșii. Așa este. Spuneți-mi, pentru că sunteți deja aproape justițiari, nu? Funcționează justiția în România? Voi ce credeți? Ei bine, ne situăm... Văd că zâmbiți, v-am făcut să zâmbiți. Da, ne situăm pe un tărâm mlăștinos, pe un sol nisipos. Nisipul mișcătoare. Exact. Chiar un teren minat, aș spune. Dacă suntem optimiști, spunem că da, funcționează. Dacă suntem pesimiști, spunem categoric nu funcționează. Însă, dacă suntem realiști, spunem funcționează și nu prea. Sigur, se pot face tratate pe această temă. Cred că s-au și făcut
Este important însă de subliniat de la început că nu trebuie particularizate pe fiecare cazuri eventualele erori, eventualele Are voie justiția să aibă erori? Sigur că da. Atât timp cât este înfăptuită de către om, omul este supus greșelii. Ori, cum bine știm, sus în cer ne așteaptă un judecător drept. De altfel, cred că, general vorbind, nici nu se poate considera că justiția este dreaptă. Repet, general, la mod general. Pentru că ea se înfăptuiește pe probe, ori realitatea care rezultă din conținutul probelor, nu tot timpul se pliază, se suprapune întru totul pe realitatea faptică care a generat respectivul incident judiciar. Ori, cum spuneam, judecătorii sunt și ei oameni, procurorii la fel și ceilalți justițiari și nu trebuie să ne așteptăm de la ei că sunt Dumnezei. Nu. Dar, după cum spuneam, dat fiind faptul că ne aflăm pe un tărâm mlăștinos... Mai curând minat. Depinde cine pune minele. Ei, să vedem cine le pune. Depinde. Christopher, tu ce zici? Cine pune minele? Interpretabil și... Dacă se pun din interior, e grav. Dacă se pun din exterior, iarăși este grav, dar totuși sunt niște alibi. E bine, cum spuneam, percepția oamenilor față de justiție este foarte importantă. Se spune și pe bună dreptate că dreptul, justiția este fundamentată, postamentată pe totalitatea normativă, adică a legilor. Ei bine, cred că ea, alături de această realitate obiectivă, se fundamentează și pe o realitate subiectivă, adică pe percepția oamenilor și pe conștiința societății față de actul de justiție în sine. Și ar fi o întrebare retorică și mai mult chiar o afirmație. Omul cu conștiință, omul care are frică de lege, nu-l interesează poezia, propoziția, fraza în sine a legii, ci mai degrabă îl interesează coerciția, adică răspunsul justiției care ar putea să vină dacă el va încălca dispoziția scrisă în respectiva frază. Ori din moment ce justiția lasă de dori sau, mă rog, pe acest, în acest sistem apar tot felul de carențe sau apar derapaje, la fel ca în medicină, când un doctor operează, nu-și permite să înțepe un organ vital pentru că riscă ca pacientul să moară. La fel și aici, percepția publică se poate schimba radical și după aceea este foarte greu să o recâștigi și, cu alte cuvinte, încrederea în justiție din partea societății va fi moartă, ceea ce pentru actul de justiție în sine este catastrofă curată. Așa este. În ceea ce privește funcționalitatea justiției, sunt de părere că nu putem da un răspuns clar, da sau nu. Ea funcționează peste tot în lume, ca și mecanism. Este un mecanism care funcționează. Acum întrebarea aș pune altfel. În democrațiile consolidate. Să spunem că acolo ar funcționa mai mult în modul unui ceas elvețian. Dar nu am spus ceas elvețian. Mai mult înspre modul unui ceas elvețian. Pentru că mulți se înșeală și au impresia că acolo totul este perfect și merge exact ca un ceas elvețian. E, nu este așa. Recunosc însă că mecanismul nostru este, din anumite puncte de vedere, ruginit. Spun din anumite puncte de vedere cu motive întemeiate. Mă refer la partea logistică, mă refer la partea de resursă materială și nu vreau să includ partea de resursă umană în această rugină, întrucât
resursa umană în justiție, magistrații, avocați și așa mai departe, sunt oameni pregătiți. Bine. Institutul Național al Magistraturii are un examen de admitere foarte greu, o școlarizare care necesită eforturi mari și un examen de absolvire mult mai greu decât cel de admitere. Lumea, gura lumii, spune că la Institutul Național de Magistratură se intră numai cu pile. Nu este adevărat. Sigur, peste tot în lume, probabil, probabil, pun sub semnul întrebării. Dar noi ne referim la România, nu peste tot. În România este sunt așa. Și preferați, sunt și piloși, dar cred că sistemul justiției pentru a fi... Cam ce procent? Nu putem spune. No, cred că intrăm deja în SF dacă dăm chiar un procent. Sper să fie cât mai mic. Și noi sperăm. Să fie undeva chiar la nivelul cifrei zero. Cert este că reformarea justiției și problemele legate de, cum spuneam, de percepția publică asupra acestui sistem trebuie și un pic nuanțate, pentru că de multe ori vedem în presă sondaje de opinie cu întrebări de genul: în ce instituție aveți cea mai mare încredere? Biserica cu procente mari, armata, idem, și justiția apare undeva pe ultimile locuri cu un 20-30%. Ei bine, o logică ar spune că acest fapt este datorat situației cum care din 20 de milioane de locuitori, probabil 10 milioane au avut contact direct cu actul de justiție, aceștia având membri ai familiei, nu, pe lângă ei, dintre aceștia jumătate au câștigat și jumătate au pierdut. Ei bine, cei care au pierdut tot timpul se vor socoti nedreptățiți în interesele lor legitime. Și sigur, la o eventuală întrebare, aveți încredere în actul de justiție, vor răspunde categoric nu, uitând că poate actul de justiție pentru ei chiar a fost corect realizat. Dar, sigur... Am înțeles, însă percepția publică este că, și aici ne referim la marile dosare, da? Este că justiția este o miză a luptei politice. E adevărat, Cristofor? În principiu, din datele pe care le cunosc, și aici aș face o paranteză, datele pe care le cunosc sunt veridice, nu sunt veridice. De unde cunosc date? Din mass media. Cum se întâmplă lucrurile? Cât de adevărat este ceea ce cunoști? Că noi primim datele, dar... Nu le puteți face publice. Nu le putem face publice și trebuie să recunoaștem că manipularea este unul din mijloacele des folosite sub aspect psihologic mai nou. Da. Răspunsul la întrebare este da. Ingerința politică, logic, trebuie să-și facă ocultă apariția în sistemul de justiție, pentru că avem trei puteri în stat. Puterea legislativă, executivă și judecătorească. S-a și sigur, justiția... alături de puterea presei, care ar fi a patra, dar nu este recunoscută în doctrină ca o putere de sine stătătoare, ci prin efectul de câine de pază al democrației. Ei bine, dacă luăm atent și analizăm puterea legislativă, puterea executivă, sunt ambele exercitate de politicieni. Ori puterea judecătorească este exercitată de juriști, de, și mă refer la magistrați care prin statutul lor n-au voie să participe la viața politică. Ei bine, cred că interesele sunt de natură de a trece bariera și de a perturba în oarecare interese. De fapt, asta vedem cu toții. N-are rost să ne mai ascundem și să spunem că nu. Vorba lui Eugen Barbu, haide să ne dăm pantalonii jos și
să arătăm poporului ce avem de arătat. Dacă ne ascundem după deget... Nu, adevărul este că nu suntem în măsură și nici nu putem. Am mințit să spunem în față că nu este o miză, absolut deloc. De ce este o miză? Mai mult sau mai puțin. Însă aceste limite, mai mult sau mai puțin, nu suntem în natură să le explicăm, pentru că nici noi nu le cunoaștem în substrat. Am înțeles. Ideea este că un principiu de bază în drept este principiul separării puterilor în stat. Așa cum a spus și Felix, acele trei puteri, legislativul, executivul și puterea judecătorească. Există această despărțire în fapt? În cărți, da. Eu întreb în realitate. În practică, noi nu trăim în cărți. În practică vreau să cred personal că în mare majoritate, da, dar trebuie să recunoaștem că există cazuri de interdependențe, de influență reciprocă. E ca și cum am avea aceste trei pahare, legislativ, executiv, putere judecătorească. Mă bucur că puterea judecătorească e la mine. Și e cea mai mare. Da, și e cea mai mare. În limbaj profan am putea... Adevărul este că aceste trei pahare au apă în ele și apa din fiecare pahar rămâne acolo unde este, delimitată. Nu interferează cu cealaltă apă. În momentul... Există și magie, Christopher. Da, se pare că avem buni magicieni. Exact. Gurile rele spun... Așa că, mă rog, salariile magistraților, datorită faptului că sunt pe o lege specială, sunt votate în Parlament. Dosarele parlamentarilor sunt soluționate de către magistrați. Deci, s-ar spune că o mână o spală pe cealaltă. S-ar spune că la Nașul, da, că s-a închegat o frumoasă prietenie între politic și justiție. Care este totuși motivul pentru care, așa cum spuneți voi, nu toată lumea justiției este influențată de politic. Mai sunt și persoane oneste, categoric, da, deci și care își fac meseria. Acum sigur că da, nu trebuie sistemul, să punem eticheta asupra întregii presle. Știți, era o vorbă, scuzați-mă. Ajunge o bâtă la un car de oale. Corect. Ori carul de oale este justiția. Pentru că te joci cu libertatea omului, te joci cu sănătatea lui psihică în ultimă instanță, te joci cu drepturile lui, te joci cu proprietatea, te joci cu meseria, cu salariul lui și a familiei lui. Ori în momentul în care le lezezi... Avem un comentariu de la domnul Ion Haraidon care spune de ce este greu pentru justiție când sunt legi ce trebuie respectate, când adevărul este unul singur. Adevărul unul singur. Legi care trebuie respectate. Legi care există. Așa este. Există legi. Vedeți, ideea este ce fel de legi. Cum sunt aceste legi. Pentru că totul se ghidează în funcție de aceste legi. Cu cât legile sunt mai bine elaborate, mai mult puse la punct, cu atât riscul de eșec al procesului de înfăptuire a justiției scade. Și aici revin la o putere, la paharul meu, puterea legislativă, care este cu nuanță clar politică. Ei fac, deci de aici pornesc legile, de aici se creează, de aici emană lege. În funcție de natura legilor se înfăptuiește și justiția. Este unul din criterii. De ce totuși în sânul Breslei nu se face curat? Nu se autoreglează? E o discuție interesantă. Păi este și de ce, și spun de ce, la ce mă gândesc. Dacă în sânul, de exemplu, în sânul Breslei jurnaliștilor s-ar face curat, ar fi curățenie lună, nu s-ar mai permite atâtea derapaje. Dacă în sânul justiției s-ar face curat, dacă în sânul celor care lucrează în educație, da, s-ar face curat, atunci România poate ar arăta altfel. De ce totuși în Breasla aceasta a voastră
Nu se autoreglează această breaslă. Se autoreglează, nu putem spune. Felix, vreau să spun ceva. Este o discuție interesantă, pentru că vorbim de autoreglare. Este ca și când avem un pacient cu o boală gravă. Organismul, prin natura lui, luptă. Anticorpi din interior, autoreglare. Corect. Din exterior, pentru că este o boală gravă, forța singulară a organismului nu este suficientă, intervine medicul cu tehnologie, cu medicină și așa mai departe și avem dublă intervenție din exterior și din interior. Putem continua după o scurtă pauză? Cum să nu, și voi continua cu... Te rog să reții ce ai spus și să-ți reții ideea. De Titu Maiorescu, care bate în această direcție. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză. Cine sunt politicienii și băieții deștepți care controlează resursele țării? Care este mecanismul prin care banul public se scurge în buzunarele lor? Ceea ce justiția nu poate, nu vrea sau nu este lăsată să vadă. Despre resurse, politicieni, influență, corupție, afaceri cu statul, despre modul în care banul public este deturnat. Pe urmele banilor, cu Alexandru Cristorian, mâine de la 19:30 la Nașul TV. Pentru că ne revendicăm puțin din splendoarea tuturor tangourilor lumii. Nu ne frică de niciun subiect. Subiecte îndrăznețe, subiecte vii, subiecte alerte, subiecte pe placul tuturor. Vom avea doar invitați care au ceva de spus. Damen Tango. Mâine de la 17:00 la Nașul TV. Vom fi cronicarii de noapte ai zilei de azi. Vom demonta falsele mituri, falsele legende și vom dezbrăca pe falsi eroi. Fii sigur că le vom face nopți albe celor care ne-au făcut zile negre. Ne vom distra de minuni. Avem personaje, avem cu cine. Avem și unde. Cronica de noapte cu Grigore Cardianu. Mâine de la 22:30 la Nașul TV. Am revenit și continuăm cu Christopher. Respectiv cu citatul lui Titu Maiorescu. Titu Maiorescu spunea: orice lucru vibrează din margini la început. Super. L-am parafrazat. Avem. Și acum, spuneam de autoreglare. Asta înseamnă să mergem din centru, extensiv, înspre exterior. Titu Maiorescu spunea, din margini începe totul. E interesant. Și aici am făcut referire la faptul că nu ajunge o autoreglare, din mai multe motive, nici nu s-ar putea, pentru că fără celelalte mecanisme sociale ale statului, fără suportul lor, fără o intenție comună, doar puterea judecătorească, doar justiția, nu se poate autoregla, pentru că ea depinde. Nu mă refer la influența dintre puteri, mă refer la faptul că statul în sine este un organism... Deci sistemul e defect, de fapt. Dacă statul în sine dorește, atunci nu este nevoie de autoreglare. Pentru că vin din exterior lucrurile și în momentul în care există intenție în interior și dorință de autoreglare, este cu atât mai bine ca acel pacient. Îi dăm medicamente, îl operăm, dar dacă are și un sistem imunitar puternic, îl ajută. Este cu atât mai bine. Am înțeles. Am făcut referire la acele voi aspecte. Tinerii aceștia de 20 de ani care sunteți viitorul nostru, ați putea reforma justiția?
sau în cât timp ați putea reforma justiția? În timp, în cursul vieții noastre sau la calendele grecești? Eu aș spune dum spiro spero în latină, atâta timp cât respir, sper. Sper. Asta cu referire la partea temporală. Am înțeles. Și nu numai în justiție. Avem nevoie de reformare. Avem nevoie de reformare în toate domeniile. Dar cred că putem face reforme sociale, politice, economice, câte vrem, până nu punem bazele unei reforme morale a poporului român, de la rădăcină, ei, degeaba. Cam asta e ca o e formă fără fond. Că tot ai vorbit de reforma morală a poporului român, aș vrea să te întreb sau să vă întreb, avem noi vreo vină cetățenii că justiția nu funcționează? Da. Și cetățenii au o vină și să-mi fie iertată afirmația aceasta, dar mai de ună zi s-a anunțat că, pare mi se, în Haga, cetățenii nemulțumiți de actul de justiție al sistemului judiciar al lor, s-au dus și au spălat clădirea Palatul cu de detergent. Justiție cu detergent. Ei bine, sunt curios dacă aici în București sau în alt oraș al țării s-ar lua această inițiativă, câți cetățeni ar ieși? Eu pentru nu că... cert aș ieși. Și eu. Pentru uite, că suntem doi. Cristofor, eu... ieși tu cu noi? Și el, vrând nevrând. Și producătorul nostru Mihai iese cu noi. Bănuiesc că și voi ieșiți. Așa. Deci... Atât timp cât cetățenii nu marșează și nu își exprimă liber, pentru că trăim într-o societate liberă, nu vreau să instig, Doamne ferește, dar în momentul în care tu ca cetățean, noi toți considerăm și vedem că lucrurile nu merg în direcția cea bună, ei bine, cum se spune, demos kratos, puterea este mâna poporului. Păi haide să ne exercităm atunci, ce Dumnezeu. Adevărul este că Felix a amintit o formă de manifestare, dar aceea este o formă destul de gravă. Există forme mult mai simple, dreptul la vot. În primul rând, dreptul la vot este un drept pe care mulți nu și-l exercită. Deja am răspuns la întrebare. Ne exercitându-și acest drept, ei contribuie la o ineficacitate a acestui aspect. Deci actul de legiferare, pentru că practic parlamentarii, parlamentul legiferează, creează legi. Ei bine, dacă dreptul... noi trimitem în parlament tot felul de neprofesioniști, să-i numim așa, nu toți, sigur, și acolo nu generalizăm. Șansele de a crea legi ineficiente sunt mai mari. Am înțeles. De ce nu își folosesc românii mecanismele democratice pe care le au la îndemână? Referendumul îl folosesc, da, nu la fel ca elvețienii care exact fac referendum și dacă trece, dacă trebuie să treacă un camion pe stradă sau nu. Deci acolo exercițiul democratic al referendumului este intrat în cultura locală, ca în să spun sânge, așa. Și asta de mici, de când sunt mici se întâmplă acest lucru. Este o chestiune care ține în primul rând de educație. De educație civică, bănuiesc. Educație civică. Da. În primul rând. Sunt și alte aspecte, dar cred că este un pilon de bază. Apoi este foarte important ca fiecare cetățean să-și cunoască drepturile. Aici pot să răspund la întrebare. Și obligațiile. Dar discutam de drepturi. Și dacă nu cunoști ce drepturi ai, nu știi să le folosești. Nici nu te gândești să le exerciți. Corect. Sau sunt persoane care le cunosc și nu le exercită. Pentru că este o modă, un obicei prost al multora dintre noi de a spune las-o așa. Las-o așa că merge și așa. Las-o așa că merge și așa. Și în momentul ăsta se greșește. Am înțeles. Care este mecanismul care face ca dosarele grele să aibă 100 de termene, iar cele obișnuite să nu aibă? Pentru că multe dintre cele grele ajung să se prescrie. Bine, strict juridic nu pot ajunge la
o prescriere. Legea spune clar că în momentul în care se începe un act de procedură, se întrerupe cursul prescripției și iar la momentul în care întreruperea se finalizează, începe un alt termen. Sigur, interesele sunt de quasi natură. Sunt interese, cum spuneam, economice, interese politice, interese oculte. Oculte, să le numim generic oculte, da. Da, dar mai avem în România, avem și în justiție un fel de mărie cu două pălării. Adică două sentințe diferite în același dosar, cu aceeași încadrare juridică, ceea ce creează, desigur, confuzie. Cui folosește această confuzie? Și la ce duce ea? Aici... Și cred că știți la ce caz specific mă refer, numai că nu dăm nume în această seară, că așa v-am promis, dar cazul în sine, speța în sine, rămâne, cum spuneți voi. Sunt cazuri, este adevărat, există asemenea cazuri, dar vreau să fac o precizare. Cetățenii, oamenii în general, care nu au tangență sau nu au avut tangență cu dreptul, nu cunosc anumite aspecte legate de drept și de partea ce se întâmplă în desfășurarea unui proces, în cazul nostru, unui proces penal. Este un aspect care vizează, juridic vorbind, individualizarea pedepsei. Și când discutăm despre individualizarea pedepsei, ne referim la circumstanțe agravante și la circumstanțe atenuante. Și așa, de exemplu, este posibil să avem cazuri similare cu sentințe diferite. Pentru că X, din primul caz, are circumstanțe agravante și Y, în al doilea caz, are circumstanțe atenuante. Un simplu exemplu. Nu intru în cazurile juridice. Sigur, sigur. Am înțeles. Am înțeles și explicația. Și totuși, de ce, de exemplu, justiția nu comunică, nu are comunicatori care să explice cetățeanului, care se uită la televizor și vede toată ziua bună ziua, tot felul de manipulări și tot felul de informații false, de ce nu informează cetățeanul, dacă este bine intenționată, în legătură cu ce înseamnă această discrepanță? În același proces, două sentințe, același articol, aceeași încadrare. Deci, asta pune pe multă lume pe gânduri și nu naște decât, bineînțeles, niște mari semne de întrebare care au ca subiect justiția. Este adevărat. Justiția însă are purtători de cuvânt și așa mai departe. Și să spun drept, nu prea am auzit. Nu la cazurile la care vă referiți. Că noi avem o problemă cu comunicatori în România. Nu avem comunicatori la Ministerul de Justiție, avem comunicatori la guvern, dar ies mai târziu decât ar trebui să... Deci e chestia aia de să fii in time, în da? Întrebarea dumneavoastră a spus tare bine. Ca să mai vorbim la partide, că unele partide au comunicatori care ies, nu mai contează că dacă le iei la rând, vezi că jumătate din ceea ce spun sunt manipulări, dezinformări și așa mai departe, care nu au nici măcar scuza că e campanie electorală. Deci mintea românului nu funcționează în funcție de campaniile electorale. Cum suntem de nu știu câți ani, de 3 ani în campanie electorală, ce să mai creadă cetățeanul? Ăia nu comunică exact, ceilalți manipulează și dezinformează. Deci se creează așa o confuzie totală. Și acum vino tu și ne explică-ne cui folosește. Cui folosește? Și încerca un exemplu pragmatic. Dacă cineva dorește să creeze confuzie și să-și atingă scopul și să fie sigur că nimeni altcineva nu-i va lua locul înainte, să zicem, pe intrarea dintr-un sediu, seara sau ziua, aruncă o fumigenă. Toți ceilalți care nu știu drumul se vor rătăci.
vor face confuzii, vor începe să-și dea brânci, să-și dea coate, unde e. Ei bine, cel care a aruncat fumigena va merge exact, pentru că el știe de dinainte. Deci a creat drumul în minte, știe cum și unde și de ce. Asta referitor la întrebarea cui folosește. Nu putem spune sau putem ști în momentul în care cercetăm clar cazurile și atunci vom putea să ne răspundem strict la întrebarea in persona cui folosește. Dar e cert că e posibil să fie persoane care doresc din adins să creeze confuzie. Am înțeles. Din punctul vostru de vedere al tinerilor, încotro se îndreaptă România? Este o țară, o vedeți ca pe o țară puternică, capabilă să scape de un sistem ineficient, de corupție, de manipulare, de tot soiul de educație neperformantă, care e un mare handicap, da, la ora actuală? Sau ca o țară intenționat slăbită datorită unor interese meschine? Aș sublinea o chestiune în acest sens. România este o țară foarte puternică. Cred că ești primul pe care îl aud să spună că România e o țară foarte puternică. Este o țară foarte puternică. Dacă ne explici acest lucru, eu voi fi foarte încântată. Vă explic. Este o țară foarte puternică la nivel de minte, de spirit. Însă, din păcate, corpul este slăbit. Și spun că este, la ora actuală cel puțin, într-o stare destul de gravă, rea. Însă, sufletul românului, spiritul românului, care este special, cred că spun totul cu un cuvânt simplu. Am fost în multe țări și tot timpul m-a chemat România înapoi. Telepatic, să spunem. Românul este aparte. Poate că cei care nu au umblat foarte mult nu pot înțelege acest lucru, pentru că nu se poate învăța dintr-o carte, trebuie simțit. Am avut oportunitatea să rămân în Haga, să rămân în alte țări, să studiez în alte țări și am renunțat la totul pentru că sufletul mi-a dictat, interiorul mi-a dictat. Rămâi aici. Nu contează că este rău în jur, că acest corp este slăbit. Mintea contează și mintea este puternică. Tradițiile noastre, spiritul nostru. Din păcate, sunt încă sub presiune tot mai mare și mi-e teamă că vor suferi și ele. Dar cu acest ultim răgaz, cu această ultimă picătură de voință, cred că este foarte important să salvăm din nou organismul întreg. Să știți că societatea românească s-a fundamentat pe 4 piloni esențiali. Familia, biserica, școala și pământul. Proprietatea. Exact. Ei bine, familia, vedem că este atacată zilnic în mass media. Aflăm de divorțuri, de infidelități, de bătăi, agresiuni, etc. Biserica este atacată. Școala a slăbit foarte mult și cred că și Cristi este în asentimentul meu. Stăteam și mă gândeam adineauri. Cred că suntem ambii reprezentanții ultimei generații care, în momentul în care greșea sau în momentul în care, sigur, făceam năzbâtii în școală, mai și luam la palmă. Eu personal am și luat pentru tabla înmulțirii, pentru gramatică, în clasele primare. Ei bine, vreau să vă spun că n-a fost din cunoștința mea niciun părinte care să vină și să facă circ la doamna învățătoare și să spună: Doamne, mi-ați bătut copilul. Nu a existat. Acum n-ai voie să atingi elevul cu, nici măcar cu o floare. Este grav pentru că tentațiile sunt foarte mari. Ei sunt și, să zicem că noi am trecut de faza aceea
încă cu psihicul nedezvoltat și cu riscuri de a recurge la diverse momeli. Dacă nu pui disciplină în primii ani de viață, dacă nu impui un pic de frică și de respect, n-ai cum să-i ții într-o societate secularizată în care tentațiile sunt la tot pasul. Asta. Școala ar trebui categoric aici, libertatea și puterea dascălului ar trebui întărită, așa cum era odată, iar disciplina astfel va crește. Ești de părere că bătaia e ruptă din rai? Nu. Nu mă refer strict la bătaie. Sigur, să știți că, juridic vorbind, a existat fenomenul de păruială la grănițuire, adică la stabilirea marginilor, a granițelor, a hotarelor, că nu existau aparate topografice. Era adus un copil până în 10 ani și era tras dravân de urechi și acel copil ținea minte hotarul. Asta era din obiceiul pământului, din secolele trecute. Faptul că atunci când trebuie, îl cerți, îl dojenești, sigur, acum depinde de fiecare părinte cum știe să se impună, dar scopul și finalitatea... Te poți impune și fără bătaie, categoric, te asigur. Dar sigur. Asta, Doamne ferește, nu vreau să credeți că fac o prelegere pro bono, pro bătaie. Nu. Am spus un fapt în sine, noi am luat la palmă pentru, eu personal, pentru ortografie și azi știu să scriu corect românește. Dar... Dacă ați înțeles nuanța. Am înțeles. N-au existat părinți care să vină. Astăzi, elevul se urcă în capul profesorului și profesorul n-are ce să-i facă, pentru că își poate pierde locul de muncă mâine. Am înțeles că acum i-a făcut elevul... Acum e invers. Profesorii sunt bătuți de către elevi. Da, și mai nou am înțeles că elevii au catalog pentru profesori. Da. Adică elevul îi dă notă. Cum e? E ok? Nu e bine? Bine, eu... Felix s-a referit la un punct, a vrut să extragă partea pozitivă din acel punct, nu s-a referit la pozitivitatea. Am făcut precizarea pentru cei care ne ascultă. Adevărul este că viitorul unei țări este tineretul. Și atunci când o țară este lovită în tineret, este lovită în punctul vulnerabil, sau cel mai vulnerabil. Cum se întâmplă acest lucru? Din punct de vedere material și logistic, sistemul de educație nu mai este sprijinit așa cum ar trebui să fie sprijinit. Profesorii nu își mai capătă poziția onorabilă pe care ar trebui să-și o capete. Și în momentul în care statul nu are grijă de dascălii lui, de profesorii lui, implicit nu mai are grijă de copiii lui, pentru că cine îi învață, cine îi pregătește, cine îi formează ca ulterior să conducă această țară? Ei. Și atunci când le tai salariul, le tai pensia, îi pui la colț pe acei oameni cu păr cărunt, păr cărunt care spune multe, în acel moment există o problemă. Și în acel moment este periclitat viitorul țării. Să revenim un pic la subiectul cu justiția. Începând de la stegulețele pe justiție, cu care am început noi în perioada de pregătitoare aderării la Uniunea Europeană, și până la momentul actual, când Olanda ne-a amenințat că nu intrăm în Schengen datorită justiției, da? Când Uniunea Europeană ne-a atras atenția, când chiar Statele Unite ne-au atras atenția că justiția nu este funcțională și nu există niciun mare condamnat, nu? Pentru corupție. Ce se poate face? Principala... Totuși, de ce când atâta lume, atâta țări îți atragă atenția, domnule, aveți o problemă cu justiția? Și asta nu e de azi, de ieri.
Este de 22 de ani este, avem o problemă. Este adevărat și Statele Unite ale Americii au accentuat partea de tergiversare, de durată prea lungă a procesului de înfăptuire a justiției. Suntem una din țările în care această durată de rezolvare a pricinilor este foarte mare. Și ei au spus, ne-au recomandat să rezolvăm cu titlul de primordialitate această problemă, să modificăm procedurile astfel încât procesele să nu mai dureze atât de mult timp. Dacă ele nu mai durează atât de mult timp, se pot regla anumite lucruri. Și în acest sens sunt laturi obiective și subiective. O latură obiectivă ar fi volumul imens de muncă raportat la magistrați. Este foarte greu să rezolvi într-un timp scurt un asemenea număr de dosare. Dar vorbeam de procedură. Dacă procedura s-ar simplifica, ar ce fi ce înseamnă procedura, ușor. Pe înțelesul tuturor? Procedura. Dreptul se împarte în drept substanțial, pe de o parte, și în procedură. Să spunem că dreptul substanțial sunt legile sau acele norme intacte, iar procedura este, cum spunea un mare profesor, mânerul pentru acel drept substanțial care reprezintă lama. Și atunci lama, normele, legile, cu mânerul, cu procedura, constituie acel cuțit care poate rezolva litigiile, poate rezolva problemele. Și în momentul în care nu ai un mâner bun, în acel moment este imposibil să faci treabă bună cu acea lamă. Dar parcă s-au schimbat de curând procedurile. Așa este, s-au schimbat de curând, dar din opinia mea nu s-au schimbat destul de profund. S-au schimbat. Deci nu s-a întâmplat nimic, practic. S-a întâmplat ceva, dar mai durează 20 de ani până ajungem la următoarea schimbare. Exact. Cred că pașii puteau fi mai mari. S-au făcut câțiva pași, s-au îmbunătățit anumite lucruri, dar nu la un mod substanțial, nu la un mod profund. Să înțeleg că și justiția, ca și România, se mișcă în pasul melcului. Simplificarea actului de justiție mai poate fi realizată prin dezvoltarea actului de mediere. Desigur, poporul român este un popor iubitor de instanță, de bănci, de judecători, de procurori, dar trebuie să înțelegem că acestea sunt supra-hiper-aglomerate. Ori nu poți să-i ceri unui magistrat să înfăptuiască o justiție dreaptă, sau mă rog, echitabilă, dacă nu-i acorzi timpul necesar pentru a studia dosarul, pentru a studia probele, pentru a realiza cercetarea și dezbaterile aferente actului în sine. Și atunci mai ușor ar fi ca să îndrumăm pe cetățeni să meargă, să apeleze în pricinile care, sigur, pot fi aduse în fața mediatorului prin conciliere între individ și persoană. Voința lui cu voința celuilalt formează lege între ei, dar, sigur, cu condiția să fie respectată. Nu? Ați fost amândoi plecați în străinătate, da? Să studiați. Ce ați adus voi când v-ați întors în valiză? Ce cadou ați adus pe care să-l oferiți tinerilor în privința a ceea ce ați învățat acolo? Cred că vom închide cercul cum l-am început, cu acel citat al lui Mihai Eminescu. Acele ieșiri au fost foarte valoroase din punct de vedere al experienței, în primul rând. În momentul în care ieși din mediul tău și interferezi cu alte medii, cu alte culturi,
cu alte mentalități, cu tot ceea ce înseamnă altceva. Înveți lucruri noi. Învățând lucruri noi, vezi sau poți vedea lucrurile din altă prismă după aceea. Și asta se numește a îți forma o personalitate, o mentalitate printr-un cumul de experiențe și învățături de-a lungul timpului. Și ieșirile în străinătate sunt considerabile în acest sens. În momentul în care te întorci, vezi lucrurile altfel, apreciezi mai mult unele lucruri în țara ta, te atașezi mai mult de țara ta, începi să apreciezi țara ta, să apreciezi România. Mulți tineri nu apreciază România. Majoritatea vor să plece. Mulți colegi de la drept sau și de la alte facultăți, prieteni, vreau să fac masterul în străinătate. Ah, și faci masterul, te întorci? Nu, nu mai vreau să mă întorc. Nu mai vreau să am de-a face nimic cu România. Ce să fac în România? Dar de ce pleacă? Care este motivul? Motivul este unul întemeiat, este adevărat. Pe de o parte, lucrurile merg destul de prost pe linie statală, pe linie de oportunități, dar asta nu cred că ar trebui să fie un motiv de descurajare atât de mare încât să arunci prosopul și să o iei la goană. Să capitulezi. Să capitulezi, da. A renunțat tineretul român la luptă? Voi simțiți că lumea a renunțat să mai lupte pentru țara asta? Da. Da? Multă... Asta este foarte grav. Este foarte grav. Tare de letargie. Cum am putea să ne limităm la puțin, din păcate. Ne limităm la puțin. Da. Ne-am obișnuit cu puțin. Și am asigur, istoric, dacă stăm și analizăm poporul nostru, a fost tot timpul guvernat, condus din afară. Ni s-a impus, fă asta, noi am executat. Acum când teoretic avem în mână puterea, adică libertatea și... Nu știm să o folosim. Așa, nu știm să o folosim. Așteptăm, cum a spus și dumneavoastră, să vin americanii să ne impună, vin olandezii să ne amenințe. Trebuie la un moment dat da, să da, dar un motiv real. Ei nu ne amenință, ei ne arată adevărul, pe care noi refuzăm cu obstinație să-l vedem, de ani de zile, nu de azi de ieri. E ca și cum vin la tine și spun, wake up, trezește-te. Tocmai. Și noi nu. Noi... Dormim ca albă ca zăpada și așteptăm pe făt frumos să ne sărute ca să știți ne pice cum e? Mărul am mai din gură. Așteptat, cum era zicala aia, Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus. Ei bine, 50 de ani ne-au adus. Am așteptat americanii. Vom vedea. Vom vedea. Nu, eu zic să nu mai așteptăm. Eu zic să ne luptăm încă pentru categoric. România. Cum să voi nu... ce ziceți? Trebuie să ne luptăm pentru România. Și... Să creștem societatea civilă care să lupte pentru da. România. Bagajul de care vorbeați că l-am adus, nu l-am adus. De fapt, el era aici, în țară. Era valoarea poporului român, valoarea țării noastre. Exact. Da. Pe care... Noi înțeleg să consolidăm. Înțeleg să anatemizezi, mă rog, concepția generală a unui popor. Dar să-ți înjuri și țara este incalificabil. Bun. Din păcate s-a terminat, am terminat, dar vă rog să plantăm semințele unei noi revoluții în gândire, să creștem o nouă societate civilă, da? Mai puternică, care să poată schimba această țară. Avem speranțe când vedem tineri ca voi. Vă mulțumesc că ați venit în emisiune. Și noi vă mulțumim. Vă ridicați sau plantați? Sigur că da. Este da, ingenioasă și s-ar putea să chiar să crească ceva. Da. Măcar în apropo concepție. Apropo de viitor, un mare om, nu mi-aduc aminte acum exact numele, spunea, viitorul este cel mai comod bagaj. Da. Să facem în așa fel încât să schimbăm viitorul. Sunteți hotărâți? Da. Ok. Este păcat, pentru că dacă nu ai dispune de instrumente și de aptitudini ale poporului, atunci ai putea să zici că merită să o lași moartă. Dar când vezi inteligență, când vezi că pleacă tinerii noștri peste hotare, tineri cu un IQ mare, care sunt luați prin diferite instituții pe acolo și fac treabă,
E păcat. De ce să nu facă la noi? Vreau ca acest gest pe care urmează să-l fac să fie o mică aruncătură în acest studio, în această seară, și o mare aruncătură în viitor, un imbold pentru realizarea acelui viitor pe care acum îl vedem utopic, dar sperăm să fie un viitor mult mai bun și cu un sistem de justiție pus la punct, dar asta înseamnă, înainte de toate, așa cum am spus, celelalte organe din jurul justiției să recepteze mesajele și să acționeze în acest sens. Cu alte cuvinte, un pas mic pentru om și unul mare, Și unul mare pentru România. În spiritul a ceea ce au spus acești tineri, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm pe forum să comentați pe mail și pe Facebook.